Slăviți să fie Domnul! Amin. Mulțumim de timpul acesta binecuvântat. Vă spun, iau de câțiva ani de zile și, și acum mai am auzit în fiecare zi, dar eu nu mă satur, poate nici dumneavoastră. Avem o convenție, ori mai uitat la o biserică, acum aflu că o uitat intenționat, Rafa, să cânte cântarea cu David, dar poate o să cânte în altă biserică de două ore. Le-am zis, dacă nu o cântați asta, eu predic aceeași predică. Când nu o cântați, înseamnă că eu trebuie să repet predica. Mai, mai bine pentru ei să cânte cântarea decât să pre... repet eu predica, că e, e mare problemă. Haideți să deschidem Cuvântul Domnului în 1 Împărați, capitolul 19, începând cu versetul 1. O să citim primele 18 versete. Pagina în Biblie 382. Un Împărați, capitolul 19. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie ca să-i spună, să mă pedepsească zeii cu toată sprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta, ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie unde după un drum de o zi a șezut sub un și dorea să moară zicând, Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, că nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un și iată că l-a atins un înger al Domnului și i-a zis, Scoală-te și mănâncă! El s-a uitat și iată la că lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară și i-a zis, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat o mâncare aceasta. A mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu la Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel, Ce faci tu aici, Ilie, el a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe toți prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua și a ieșit și a stat la gura peșterii și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărămat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi pe Iehu, fiul lui Nim și ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâi Iehu, și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorâi Elisei. Dar voi lăsa în Israel șapte mii de bărbați, și anume, pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înainte lui Bal, și a căror gură nu l-au sărutat Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc Domnul să ne binecuvinteze pe toți în seara aceasta. Mulțumim de primirea care ne a făcut-o. Domnul să vă răsplătească. De obicei, nu-ți dă nimeni tot programul. Mai vor să mai țină și pentru ei, dar vă apreciăm și vă mulțumim că ne-ați dat programul și să vă slujim în seara aceasta. Sper să fim o bucurie pentru dumneavoastră. De-aia am și venit, ca să vă producem bucurie. Așteptăm să ne întoarcem acasă, la familiile noastre, dar până atunci ar vrea să facem o ilie. să ne sculăm și să mâncăm. Că drumul acesta care l avem de făcut, că îl facem din România spre cer sau îl facem din America spre cer, îi tot lung. Și cu puterile noastre nu putem duce, parcurge drumul până la capăt. Acum, Rafa m-a lăudat mai tare decât m-am așteptat, n-am știu că mă laud așa tare când o zis că eu le am cu vorbitul sau mi mai ușor să vorbesc, vreau să vă zic că nu mi-e ușor să vorbesc în America. Pentru că în America diferă lucrurile de cum sunt în România. Noi venim cu mentalitatea de România. Și când am venit aici în America, toate lucrurile, să nu zic, pădos. Dar nu bat, domne, nici metru vostru nu cu metru nostru. Că la voi se măsoară cu fiții, la noi era nume fiți când voi măsurați. La voi uh, kilogramele sunt altfel, cel mai greu mic cu aeroportul. Și când am fost data trecută, domne, cu telefonul băgam acolo să transform, că nu mă pricep la kilogramele voastre, la unitățile de măsură. Tot e diferă, da? Litru nostru nu se măsoară lichidul cum e la dumneavoastră, nu? Tot e. a fost greu să vă acomodați, mai ales constructorii, nu? Vă fost. Și sunt mai multe, mai multe unități de, de măsură, da? Și kilometri și tot, tot ce măsurați, măsurați diferit. Dar să... Pădos, nu știu, noi pădos sau voi, pă, dar oricum pădos e cineva. Dar să știți că și la predică e diferit. Stai și te gândești, bă, ce ar putea să meargă la oamenii ăștia? Mi-au zis undeva într-o biserică în Europa, au zis, frate, să n-amintești nimic de camioane aici. Că aici atâți au camioane. Dacă ai spus, ei năcășit pe toți. Nu, nu m-am ferit, n-am zis, n-am pronunțat cuvântul camion. Toți aveau, da, aveau, camioane. Și m-am o gândit, Doamne, ce să le spui ca să meargă cei la noi în România, să meargă și la dumneavoastră. Să-i prind și pe tineri, să-i prind și pe maturi, să-i prind și pe cei în vârstă, nu? Și Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vorbesc de un lucru de o perioadă sau de două perioade, mai spus, bine spus, ale vieții, prin care trece orice om. că e om de amvon sau că e om în sală, că e om de microfon sau că e om de la stație de sus sau de la uh, curățenia bisericii. Fiecare dintre noi trecem prin perioada aceasta. Dacă ești tânăr, dacă ești adolescent, vei avea parte în viață de astea două perioade. Ne uităm în seara asta la una dintre cele mai negre perioade a poporului Israel. Perioada în care o domnit împăratul acesta, Ahab, care a fost unul dintre dezastrele conducerii poporului Israel. Omul acesta, sau de fapt poporul Israel, cunoaște trei perioade de urcare, de binecuvântare, trei perioade succesive, trei împărați s or, or venit la conducerea împărăției și nu m-au ridicat poporul. O veni primul împărat Saul, da, care l-a ridicat Dumnezeu și omul ăsta au fost, toți ne-am fi dorit să-l avem ginere, da, înalt, puternic, așa un pic timid, nu? Când venea soacră să acasă, el lăsa capul în jos, nu? Cât era de mare, dar timid, se ascundea, nu? Și Dumnezeu îl ridică pe împăratul Saul, îl binecuvintează, și omul ăsta începe să aducă stabilitate în țară. După el, îl aduce pe împăratul David. Împăratul acesta începe să liniștească tot ce era de liniștit. Începe să, să aducă închinarea înaintea lui Dumnezeu, așa cum cum trebuia adusă. Și după el vine fiul său Solomon, care ăsta îi îmbogățește. Zice că pe vremea lui Solomon nu s-a plecat nimeni după argint. Era fă, argintul era fără preț. Deci nu. Vă aduceți aminte, unii în România își spuneau pe vremuri dinți de argint. Vă mai aduceți aminte. Nu își spunea nimeni pe vremea lui Solomon. Că nu era de valoare. Așa prosperitate o da Dumnezeu. Dar după ăștia trei, începe căderea. Mai predic la înmormântări și le-am zis la un înmormântare, am zis surorile în vârstă, frați în vârstă. Te mai chinui să aduni, să porți procese pentru terenuri, pentru case, să aduni la copii, la nepoți, să aibă ei. Când ai murit, zic, ăștia în două săptămâni ori parcela tot și ori pus pe, cum e în România, pe OLX, site-ul de vânzări. Și atunci, zic ăștia, tot ce ai adunat o viață, începe să prăpădească. Nu-i mai trebuie nici casa lui bunicul, nici mașina, nu-i mai trebuie nimic, îi trebuie cash-ul. trebuie cash. Și tot ce ori adunat trei generații înainte, cheltuia patra. Nu? După ăștia trei împărați, vine împăratul Roboam, care ăsta se pune pe trai bun, se pune pe dezbinat, se pune pe, pe cheltuit. Tot ce or adunat și ce ridicat, ăsta începe, începe să prăbușească. Când am zis asta la o mormântare, se uitau niște surori în vârstă, așa cu ochii mari la mine. Și am zis, da, soră, nu te uita, că-ți spun eu, 100%, nepotul vin de tot. Nu-i venea să creadă tu n-ai băut un suc, îi spuneam, nu ți-ai luat o roche de sărbător nouă, le porți să le avec, de ce? Pui banul unul peste altul să dai la nepot. Și ăsta vinde tot. Ne uităm la un moment dat, în anul 870, apare în istorie, pe, pe tronul lui Israel, apare unul dintre cei mai dezastroși împărați care i au avut Israelul. O rămas în Biblie, prin răutatea care o avut-o. Dar ca dezastru să fie mai dezastru, știți care, ce trebuie să facă un om, un bărbat, tineri dragi, ascultați-mă. Poate ești tu un pic așa oscilez, nu ești mare dezastru. Dar știi ce dă dezastru sau binecuvântarea? Partenerul care îl iei lângă tine. Ăsta s-a însurat cu o femeie catastrofă. Și dezastru să ajungă catastrofă. Acum vă întreb, am fost cu fanfara în, în Miami. Și m-am gândit când am intrat acolo, am făcut poză la, la sigla din Florida, m-am gândit, n-am răspuns, dar vă întreb pe dumneavoastră, poate reușiți să-mi găsiți răspunsul. De ce toate uraganele poartă nume de femeie sau apoara pe toate uraganele? Nu? Aveți vreun răspuns? Nu îl spuneți acum, îmi spuneți la final sau să nu te audă nevastă ta, de ce, ce explicație ai, nu? Dar uitați-vă, oamenii au pus nume la uragan, nu, nume de femei, Catrina, nu mai știu, dar am văzut că foarte, dintr-o dată mai apare și câte un nume de bărbat. No, ăsta, ca să ajungă într-o stare de dezastru, de uragan, s-o căsători cu Izabela. Asta era o prințesă sidoniană și ăștia doi se căsătoresc. Ăsta era un om timid, și ia pe o femeie puternică, ăsta ia pe una care, care era o femeie foarte hotărâtă. Acum vă spun, ca și oameni credincioși, cea mai bună combinație de soț-soție e combinația asta. Unul mai moale cu unul mai tare. Deci asta e, de de-aia ești liniștit și ești fericit în casă. Știi de ce? Că nu sunteți la fel. Că unul e mai moale și unul e mai, mai tare. Dacă s-amândoi tari, tătăzoa ești la păstor în pacăne. Dacă ia să scântei, ca la gresie, nu? Când așezi, când tai cu flexul. Dacă să amândoi moi, iar nu-i bine, că dai în șansă. Tot mototol nu? nu? Tot, zici că-s cu motorhomul ul tă -tă, tă -tă viața, nu? Tot nimic n-or făcut. De deci, ce? fost prea moi. Uitați-vă că ăștia s-or înțeles. Nu contează cine-i șeful. Nu contează care e la tare. Acum și fata mea m-a auzit predicând, fata mare, mi-a zis, zice, tati, la voi care -i? Zic, nu, zic, nu știu exact, dar noi o să încă, după 19 ani de căsătorie, ne mai, ne mai întrebăm și noi, încă n-am reușit să ne dăm răspunsul, așa din priviri cu soția ne mai dăm răspunsul, dar, uh, dar asta e cea mai bună combinație. Unul care... Uh, eram la la Atlanta și am găzduit la o familie binecuvântată de la Timișoara și avea un băiat, așa, un băiat așezat, liniștit, mi-a fost tare drag de el. Am avut un pic discuții cu el, adică nu contradictorii, ci ziditoare. Și i-am zis la un moment dat mamei, i-am zis soră între patru ochi fără să vadă băiatul. Băiatul e foarte liniștit. Zic, nu-l mai ocoli, că el va lua una dură. Deci vrei să-ți spun adevărul? Asta e. El îi urmea, e în pragul căsătoriei, e la anii de căsătorie. El va lua una dură, el e foarte liniștit, un băiat extraordinar, așa cum își dorește mama. Ca un Iacov, pe lângă casă, ce zice aia să facă. Dar el nu va rezista cu una moale. Nici nu-i va trebui, nici la una moale nu-i va trebui unul. va trebui unul care e hotărât. Nu, el e mai moale. Așa-i lăsat de Dumnezeu. Să te obișnuiești cu ideea asta că vine o șefă în ora. Vine o șefă și asta îl va conduce. N-ai ce să faci. așa e caracterul lui, așa e formatul. Nu te mai chinui să o schimbi pe noră ta. Dacă el a fost pe lângă Dumnezeu soră. Că i-o dat Dumnezeu una să-l conducă. Nu? Ne uităm la pasajul acesta și știți ce vedem? Că într-o perioadă de decădere, într-o perioadă în care Israelul se prăbușește, Dumnezeu ridică un om. Ridică un om, -o ridicat 100, nu ridicat o sută, nu o mie, o ridicat un om care îl pe care îl scoate în față. Și Dumnezeu ridică pe omul acesta, pe Ilie. Zice cuvântul Domnului că ăsta apare în scena istoriei, a Bibliei, așa fără, fără spiță de neam, fără un locuitor a Galadului. De aceea vreau să vă spun, nu contează din ce familie vii, nu contează că tu ești amărât și n-ai reușit să faci și ori făcut alții. Dacă ești în planul lui Dumnezeu și dacă umbli cu Dumnezeu, tu, un locuitor, dar ci din orașul acesta, din, din împrejurimi, într-o zi Dumnezeu te va ridica și se va folosi de tine. Și ziceți cu toți amin. amin. Indiferent din ce familie ești, mulți copii sau puțini, sărași sau bogați, Dumnezeu întotdeauna caută oameni, nu la grămadă. Nici mântuirea nu o dă la grămadă, ci Dumnezeu slujirea și mântuirea o dă personală. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Iliu a avut trei caracteristici. Era curajos, era credincios și era vitează. Adică era curajos, nu se temea, nu se dădea înapoi. Că sunt unii curajoși uh, numai când sunt gașcă, știți? Din ei curajoși de după gard, care ei urlă tare. Dar îi spui, bă, vin o bărbătește între noi. A, nu vin, frate, nu, numai când suntem toți. Că poate mai sare unul să ia apărarea, nu? Dacă sunt mai mulți, sunt doi. Știți pro 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 proverbul românesc, da? Puterea crește. Nu, domne, uite Dumnezeu pe ăsta nu l-aduce în gașcă, nu l-aduce cu prietenii lui, ci îl ridică de unul singur. Și zice, pe tine vreau să te folosesc. Omul ăsta este curajos, în al doilea rând este credincios. Du Dumnezeu nu folosește curajul dacă omul nu și credincios. Că îți mulți din ăștia curajoși, dar mai beau câte o bere. Nu la dumneavoastră, în România, nu credeți că zic de dumneavoastră. Mai ești din ăștia curajoși, care mai pipă o țigară, mai... Nu, nu vreau să mai spun, da? Mai ești din... Nu, zice Biblia că Ilie a fost om curajos și a fost și credincios. Și în al, doilea rând, în al treilea rând, omul ăsta când a fost vorba de acționat, el nu a zis, frate, am zis, dar nu, nu mă bag. Nu mă bag, mi-e frică. Mi-e frică, nu. Ăsta când a o... zis Dumnezeu, acum trebuie să acționezi, acum trebuie să ridici, să te ridici, omul ăsta nu o dat înapoi. Ci el ce o zis azi, o zis și mâine. El nu o zis, a, știi frate, era altfel pocăința când eram eu în țară. Era altfel pocăința. Nu, el a fost același om constant. El a fost același om în orice situație. El s-a ținut la aceeași constantă la care l-a ridicat Dumnezeu. Se duce înaintea lui Ahab și nu zice, nu trimite nici mesaj, nu-i trimite nici uh, uh, un video înregistrat și se duce înaintea lui și îi spune așa, nu va ploua decât la cuvântul meu. Păi dacă ar fi fost Ilie în generația noastră, Și ce, ce am fi zis? Păi Ilie, hai mă, lasă-mă, numai tu, numai la cuvântul tău, numai la că tu ești grozav, nu mai fi altul pe lângă tine. Nu, Ilie s-a dus înaintea lui Ahab și a zis, cum spun, așa se va întâmpla. Știi ce face Dumnezeu? Pentru că omul ăsta a fost credincios. Dumnezeu zice, Ilie, cum zici tu? Așa rămâne. Eu pun semnătura, tu scrie hârtia și eu pun semnătura, cum zici tu? Trei ani și jumătate n-au De ce? Că a venit un nou neim. Un din ăsta necunoscut. Cu un din ăsta, de unde e ăsta? Du-te mă cu el, de-i drasă, Da! Știți că Dumnezeu folosește oamenii timizi. Dumnezeu folosește oamenii parcă fără trecut. Dumnezeu folosește un nou name. Știi de ce? Că numele Lui este mare. Nu-i mai trebuie numele tău mare. Nu-i trebuie curajul tău. Care El curajul Lui și El îl pune în tine. Tu vii și spui, mie mi-e frică. Și o să ajungem și la, la, lucrul acesta, la teama lui Ilie. Vedem omul acesta, o fost folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit. Îl trece Dumnezeu prin situații de criză. Îl trece Dumnezeu prin situații deosebite. Și cuvântul Domnului Apostolului Iacov vine și spune că Elie a fost supus acelor slăbiciuni ca și, noi. ca și noi. Deci el nu a fost ceva de spiță nobilă. O fost cu aceleași slăbiciuni ca și noi. Aceleași teme. Și uitați-vă că omul trecut prin zdrobire, Omul trecut prin ecază, e folosit de Dumnezeu. După aproximativ 900 de ani, după istoria aceasta, Dumnezeu îl ia și îl folosește, știți unde? În cele mai grele momente ale Fiului Său. Zice cuvântul Domnului că se apropia Domnul de, de cruce și are, o, are un, un popas binecuvântat pe munte. Știți cine vine acolo? Zice că se prezintă doi oameni ai Vechiului Testament. Se prezintă Ilie și cu cine? Cum oise? Doi oameni zdrobiți. Doi oameni care ori or, or trecut prin suferință. Îi ia Dumnezeu și folosește și zice, acum fiul meu va urma să treacă prin suferință. Păi pe cine să pui? Pe cine să pui la, la îndemnul de rugăciune pentru bolnavi? Pune-l pe unul care nu a trecut prin suferință. Știi ce îți va spune? Îți va predica o predică omiletică despre suferință. Îți va predica despre încercare, dar el nu a intrat în apă niciodată, numai de pe uscat. Dar pune pe unul care a trecut prin suferință. O pune pe unul la îndemnul de bolnav, pe unul care a fost zdrobit și viața l-a zdrobit. Vei vedea că de pe buzele lui vor curge cuvintele de încurajare, fără să aibă nota, fără să se gândească. De ce? Că o trecu pe acolo pe unde treci tu. E pe acolo, el nu te bate pe umăr să-ți spună, frate, o să fie good, good, go ahead, da? dă înainte, dă înainte, nu, da? Ce omul care treci, o trecut prin suferință, el va veni, te va îmbrățișa și nu-ți va spune nimic, dar faptul că te o îmbrățișat, tu înțelegi că el o trecut pe acolo pe unde treci tu. O soră de la noi din țară, i-a murit soțul și la privechi, ori veni mulți să o încurajeze, să o îmbărbăteze. Ori veni surori, nu dădea nimic pe, pe încurajarea lor. Dar au venit o soră cei murise și ei soțul și au rămas cu șase copii mici. Și și-o tras un scaun lângă ea și au zis, uite, hai că vreau să vorbesc cu tine ceva. Zice, știi că și eu am trecut pe aici, pe scaunul pe care treci tu. Și eu am trecut și țineam șase copii mici de mână când îmi duceam soțul la groapă. Știți ce o zis femeia asta? O zis, pe tine te pot asculta. De ce? Că și tu ai trecut pe aici. Și tu ai trecut pe aici. Îl folosește Dumnezeu pe Ilie. Tu zici, dar Dumnezeu ce plan are? Are, vei vedea momentul potrivit. După 900 de ani, îl aduce să-l întărească. Zice că s o prezentat Ilie și cu Moise, ce să facă? Să-l întărească. De ce? Că ucenicii ce făceau în momentele alea? Știi ce făceau? Dormeau, domne! Ăia care trebuie să te întărească, dorm! No, de-aia folosește Dumnezeu îngerul, de-aia folosește Dumnezeu, aduce din istorie pe altul, l-aduce pe, 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 pe altul din... De ce? Pentru că tu și cu mine ce facem? Dormim, domne! Dormim! De-aia am fost rugați în zara asta, să nu dormim niciunul. Știți că și la fanfară să doarme? Să doarme! Și în temnița din Filip, unii erau treci, dar unul dormea. Tot la aceeași cântare. La același program instrumental, unii dorm și alții rămân trești. Aceeași cântare, nu-i ciudat. Depinde de starea ta, depinde de inima ta, în ce parte o direcțiune să rămână trează sau să doarmă. Ne uităm în seara asta în Cuvântul lui Dumnezeu, la Ilie, și vedem două perioade majore pe care le-o traversat. Și noi, orice om de pe suprafața pământului, trece prin astea două perioade. Prima perioadă este perioada de biruință. Toți ne dorim să avem capitolul 18 din, din întâi împărați. Știți ce capitol e ăsta? Capitolul biruinței. Când te rogi și vine răspunsul. Când te rogi, când ai dat cu apă pe jertfă și te rogi acum să se aprindă. Câți nu vin și spun fraților, m-am rugat Domnului. Fraților, sunt atâta de bucuros, nici nu am gătat rugăciunea. Că aveam nevoie de o mașină, și mă suna cineva, mi-a adus, mi-a băgat plic în poștă, în mai știu eu ce, ăsta. Și îl vezi că să laudă, să umflă, să. Se... Să știi ceva, o să vedem în seara asta. Biruința are un scop în viața noastră. Nu e așa ca să avem noi de băgat așa prin predici cât e o, o chestie, cât o experiență. Nu. Vă spun. Sunt unii care încep timpul de rugăciune cam așa. Fraților, noi suntem binecuvântați. Eu, soră la noi la biserică și au auzit, i-am eu semnalat și am fost atent. Sunt unii care încep timpul de rugăciune așa. Fraților, noi suntem atâta de binecuvântați că suntem în casa lui Dumnezeu, că suntem în viață, că alții sunt în groapă. Sunt morți! Și sora asta au venit și mi-a zis, frate, Dani plângea, dar dacă soțul meu a murit, eu nu sunt iubită de Dumnezeu. Și am zis, soră, ești iubită, așa mai scăpăm noi câteodată. Cuvinte de la, de la micro, să dea bine, ele sună bine, dar n-au efectul bun. De sunat sună bine, fac sens și se, se cuplează că suntem bine binecuvântați, dar nu te compara cu ăla care o trecut prin necaze. Nu te compara când tu ești sus. Și vă spun ceva, s-o zis în seara asta, că de binecuvântare, ca să-ți dea Dumnezeu un milion, să-ți dea de o sută de ori, de, o, de un milion de ori. Ascultați-mă, nu toți pot duce milionul. Să țineți minte, nu toți pot duce milionul. Nu toată lumea poate duce bogăția. Dar nu poate duce oricine nici sărăcia. Unii-s făcuți să ducă sărăcia și alții-s făcuți să ducă bogăția. Știți că îți români, de-a noștri, nu un milion de dolari, când s-au văzut 100 de euro în buzunar, 1000 de euro deja îl vezi că, așa, parcă nu-l mai încap hainele, nu mai are un mers ciudat, are. Nu mai vine la adunare, m-am gândit, Doamne. Cel mai bine îi să zici, dar să știi ceva. Tu ai primit deja, nu tu trebuie să dai nu ca să primești. Tu deja ai primit ceva. Tu ești binecuvântat de Dumnezeu. Știi că se vede pe noi? Uite-te cum schimbi numărul la cămașă. Uite cum schimb numărul la sacou. Știi de ce? Că merge bine. Noi nu dăm cu gândul ca să fim binecuvântați, ci noi dăm cu gândul că deja am fost bine binecuvântați. Noi întotdeauna ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu e cel mai bun patron. E cel mai bun angajator. Știți ce angajator bun avem noi? E singurul care te plătește toată viața din prima zi. Nu ai mai auzit așa patron? Pe orice patron îți dă după o lună. Și în fiecare lună, ca să nu te scape, te ține legat cu salarul, da? Și îți dă tot pe luna trecută, tot în urmă îți dă Domn, o lună. Domnul știi ce spune? Te întorci la mine, da. Îți dau toată plata de la început, pe toată viața. Știi ce ne-o dat? Viața veșnică. Ne-o dat toată plata din prima zi. Și-o zis așa, și dacă lucri și ești credincios, eu îți dau prime. Alte prime suplimentare îți te dau. Știți că noi trăim pe prime? Noi toată plata am luat-o. Noi dacă, dacă mergem credincioși în voia lui Dumnezeu, noi ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dar tot ce primim, suta, mie, milionul, cum zicea fratele păstor, nu este suplimentul din partea lui Dumnezeu. Ne uităm la Ilie și vedem perioada aceasta de, de biruință. Toți avem perioade de biruință. Când te-ai rugat Domnului și ți-o pus viza de America. Eu când am mers pentru viză, pe mine m-au chemat frații la Detroit, fratele Pavel, la Ileni, am vorbit și ieri, alalt, ieri zilele este am vorbit cu el și o să mă întâlnesc câteva ceasuri la, la Detroit, o să mă întâlnesc și cu Dumnealui. Când m-a chemat, m-a chemat numai pe mine. Eu i-am zis, frate, eu am o condiție dacă vin în America. Că din ăștia, frate, mai... că dacă... să vin în America, din ăștia sunt mulți care mă vor chema. Dar nimeni nu o suna să zică, frate, uite aceea, chemarea, du-te și el o fost singur. Și i-am zis, eu am o singură condiție să vin în America. Au zis, care? zic, dacă îi pune viză și accepta să vin cu soția. Zic, nu vin singur, că n-am fost niciodată și ea să chinuie și cu copiii și cu mine și eu să mă duc să văd America fără ea. Zic, eu nu mă duc, că mai ea știe cât trage cu noi. Și atunci zic eu, dacă zice, bine frate, ia că -ți facem viză, du-te cu nevasta la viză. Aveam al treilea copil, atunci zice, acum vine al cincilea. O zis, zice, mă, dar pe ăsta mic nu-l pot lăsa. Nu no, vine, zic, hai să sun înapoi, frate, uite totuși, pe ăsta micu, era, avea trei ani, nu putem să lăsăm, n-am la cine. Vine, du-te, și m a schimbat iară chemarea, pentru trei persoane. În timp ce completa soția acolo, pregătea actele, zice către mine, mă, fii atent, auzi. Păi tu, dacă mă mai pui încă peste un an, doi, când vrei tu să le pui și la copii, viză, la ăștia, la... Păi dacă mă pui să mai refac actele astea, păi eu nu mai stau să mai refac dosarul. Dacă vrei acum să merem cu tăți la viză, nu merem în America, numai noi trei. Dar zice, dacă vrei să fac actele acum, sună-i pe frate și zile că totuși noi merem. Nu l-am sunat iar pe fratele pe Frate Pavele, zic, uite la ce ne-am gândit noi acum. Zic, noi am vrea să merem toți cinci, să încercăm cu viză pentru toți cinci. Era 2018. Bă, zice el, dumnealui, cu vocea specifică, zice, măi, Daniel, bă, noi te-am nu ne cunoșteam, numai de pe internet. Zice, măi, dacă, tu nu știi ce înseamnă America, măi, băiatule. Zic, într-adevăr, nu-s nu curios, dar zic, uite, dacă îi să le fac la toți și... Băi, zice, tu însă, tu știi ce înseamnă o viză de America. Zic, nu, frate. Băi, zice, își vindeau apartamentele și-ar fi dat toți banii de pe apartament pentru o viză. Zic, mă, frate, dar n-am cerut un milion de euro, dar eu nu i-am cerut lui Dumnezeu un milion sau două, i-am cerut și eu cinci vize. Zic, ce cinci vize la Dumnezeu? Zic, auzi, eu o să fac, tu du când vrei, fă cum vrei și dacă îți spune mă sunt, dar ascultă-mă, nu o să-ți mai pună nici ție. Zic, frate, uite aici, eu vin în America și o să te spun la tăzi frații că n-ai crezut că Dumnezeu are pentru mine cinci vize. Zic, ce zvi, cinci vize la Dumnezeu. Uitați, aici, la 60 le-au pus viză. Păi eu am cerut 5, nu 60. Rafa au cerut 60. Nu? Și m-am dus la, la uh, ambasadă. Am mers, știi am mers, ca și cum am mers în autobuz în Timișoara. N-am fost curios, n-am ăsta. Și ne-au pus în, nu, două minute, cât o durat acolo, nu s-au uitat pe nimic. M-au întrebat numai dacă cunosc biserica, i-am zis că nu o cunosc, unde mă duc. Eu zic, dacă am mai fost, n-am mai fost, ne-au pus la toată familia pe, pe 10 ani. La toată familia. De ce? Pentru că Dumnezeu, frații mei, Dumnezeu când vrea să se implice, Dumnezeu se implică cu binecuvântare cu un scop. Știți care e scopul lui Dumnezeu? Primul lucru, ca să-și arate credincioșia. Dumnezeu prin binecuvântare își arată credincioșia. Dar marea problemă e că noi în binecuvântare uităm să ne arătăm credincioșia. Frate, nu vin, n-ai venit la adunare, eu fost vara, Știi, tot e mă dor, tot e mă dor. Exact ce te doare, nu știu, dar așa parcă nu mă simt bine. Parcă nu, dar dacă îi să mergi la grill, dacă îi să mergi la, să bârfești, domne, nu te dor nici dinții, nici ai plătit 30 de mii să spui dinții, nu te mai dor când e vorba să, să vorbești, nu? De ce? Pentru că atunci când e vorba să -ți, să îți dovedești credincioșia, tu nu mai ai puterea, că ești sub binecuvântare. Sub binecuvântare trebuie să înțelegi că Dumnezeu te-a binecuvântat. Nu să te dai mare, nu să arăți fraților, sunt atâta de binecuvântat. Pentru că să știți, faptul că o trăim bine, nu e întotdeauna semn de binecuvântare. Nu? Nu? Că mulți, câți din lume nu sunt care trăiesc bine, dar nu sunt, bine, sunt sub binecuvântare. Nu? De aceea vreau să înțelegem primul lucru. Întotdeauna când Dumnezeu dă biruință, el dă cu primul scop, să-și arate credincioșia, spune cuvântul Domnului, Ilie Tishbitul, capitolul 17, versetul 1. Unul din locuitorii Galadului a zis lui Ahab, viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt. Uitați-vă, că el își arată credincioșia când Dumnezeu îi spune, Ilie, cum zice așa face? El nu a zis, ascultați la mine acum să vedeți ce prorocie am, ce predică am, ce cântare, ce. Nu, nu, el a zis, viu este Domnul. Întotdeauna, cât i de mare minunea, noi trebuie să arătăm puterea lui Dumnezeu, să direcționem tot ce s-a întâmplat bine. Te-ai bucurat în seara asta, îți spun, nu din cauza fanfarei, nu din cauza mea, ci din cauza că Domnul e bun. Și mai spun încă o dată, ne bucurăm din cauza că Domnul e bun. O zis Ilie, viu este Domnul, al cărui slujitor sunt. Identitatea mea e Dumnezeu. O zis, dacă Domnul aprobă, eu pot să fac. Dacă Domnul îmi zice că nu, eu pot să te rogi de mine cât vrei. Eu nu prorocesc că-i da, că el mi-a zis că-i nu. Nu? Că noi avem din astea. O să îți voi da biruință în boală și moare. Păi noi întoarcem invers. Păi, nu, cea mai mare biruință care e? să pleci de pe pământ, nu? Noi le avem astea ale noastre, când le, ca și clătita, când pe o parte, când pe alta. Le punem așa cum. Ilie a venit și a zis, nu va ploua. Nu a zis, o, va fi, nu. El a zis, nu va ploua decât cum zic eu. De ce o zis așa? Ca așa i-a zis Dumnezeu. Așa i-a zis Dumnezeu. Nu i s-a părut că merită, aha, pus la punct. Nu, Ce el a zis, Doamne, să spun asta, o zis asta spune. Și așa s-a și întâmplat. Pentru că întotdeauna când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu nu lasă interpretare, Dumnezeu nu pune virgulă, ci întotdeauna ce spune Dumnezeu rămâne în picioare, slăvit să fie numele Domnului. În biruință, Dumnezeu își arată credincioșia. Doi, în biruință, Dumnezeu își arată protecția. Dumnezeu își arată protecția, spune cuvântul Domnului că o veni vreme de strâmtorare peste Ilie. Și o zis Domnul în versetul 6, Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Știi ce arăta? Deși s-o de Izabela, zice cuvântul Domnului că Domnul și-o arăta protecția. Domnul și-o arăta protecția și-o zis, nu-i bai, nu te lasă raps de foame, nu te, la, nu te lasă mor de sete, eu te protejez. Să știți ceva, când simți protecția lui Dumnezeu, ai putere să, să emani protecție peste alții. Când ajunge Ilie, în capitolul 17, în casa văduvei, femeia asta se temea. Știi ce îi spune Ilie? Nu te teme. Nu te teme, femeie, eu am fost mai rău ca tine. Tu mai ai un pic de făină, tu mai ai un pic de ulei. El nu a început să scoată pieptul, să spună așa, ai, trebuie să munciți. Munciți, că și eu am muncit când am venit în America. Mie nu-mi plac puturoșii. Nu? O zis un frate la Timișoara către mine, zice, frate Dani, ascultă-mă, nu mai sunt săraci, în lumea asta nu mai sunt săraci, în România, de fapt, o zis. Zice, nu mai avem săraci. Păi cum, frate? Zice, ascultă-mă, numai puturoși. Puturoși avea. Bă, zic, nu pot să cred, pentru că Domnul Iisus o zis, pe săraci îi veți avea? Totdeauna. Avea. Totdeauna. Păi dacă zice Biblia că îi vom avea totdeauna. Păi asta. Nu, domne, zic, eu zic că nu numai puturoși avea. Numai puturoși. Dar vedeți, când Dumnezeu ne trimite într-un loc, El nu ne pune să cercetăm. Vezi, domne, păi are un copil, păi trimite-l femeie la muncă. Că o zis, femeie, am un pic de făină, mânc și eu cu copilul, dar, cum zic bihorenii, muncitoaz ceva. Păi nu, nu a muncit. Dar nu l-a pus Dumnezeu pe Ilie să o întrebe pe femeie. Au dar de ce nu-l pui să crape lemne la oameni prin sat? De ce nu-l pui să meargă să lucreze? Dar Ilie, ți-o zis domnul asta. Nu, frate, dar știi că și eu muncesc. Păi muncește. Dar dacă vrei, îi dai. Dacă nu vrei, nu îi dai. Du-te acasă. Nu? Dar noi suntem foarte așa. Nu zic să fim naivi, frații mei. Când vrei să faci ceva, dar când îți spune Dumnezeu, fă lucrarea aceasta, nu te apuca și bine făcută totdeauna cât mai repede. Că dacă nu o faci repede, eu am avut experiențe din astea. Încep să-l judeci, că știi care e televizor, țineți minte pe vremuri. Nu dădeau banii frații la familii sărace dacă aveau televizor. Le controlau tătie camerele, îi punea să le arate toate camerele. De ce? Să vadă dacă au televizor. Dacă nu aveau le dădeau ajutorul de la biserică. Dacă aveau, nu, erau rași de, de pe, listă. Băi, dacă ți-o zis Dumnezeu, și te-o protejat, te-o ridicat și pe tine, te-o binecuvântat și ți au spus să mergi în casa văduvei. Păi nu băga spaima în Da, da, o să, o să fie foarte greu. La analizele la care ți-au ieșit acum, nu știu dacă vei rezista. Și încep să-i povestești că ai avut un bunic care a murit și el exact de boala asta. Nu? Astea dă încurajări, nu? Tu ești sus pe mal, tu ai ieșit din groapă, uitați-vă întotdeauna, în biruință, să știi de ce ești biruitor, că mâna bună a Dumnezeului nostru a fost peste noi. De aia suntem în casa Lui Dumnezeu, că a fost bun Dumnezeu cu noi. E o perioadă, toate sunt limitate, orice perioadă e limitată, și bogăția și sărăcia, e limitată perioada. Mai e, mai e un lucru, când Dumnezeu își arată binecuvântarea peste noi, Dumnezeu întotdeauna sub binecuvântare și arată puterea Lui, nu a noastră. Dumnezeu întotdeauna face lucrările de binecuvântare, lucrările de biruință, ca să se vadă puterea Lui, nu a noastră. Îi o cântare la frații de la Toflea. Poate o știți și dumneavoastră, că îi ascultați, nu? Zice cântarea, când nu mai poți tu, dar când putem noi? Știi când putem noi? Când erau copiii mai mici, am venit într-o zi de la, de la cumpărături cu soția și aveam, am luat plasele din mașină și a venit unul, Filip, era micuț atunci, și a zis, dă-te, tati, mi-au făcut așa, că iau eu plasa. De el era cât plasa, știi? Dar ce am făcut? Să nu-i stric bucuria. Știi ce am făcut? L-am lăsat să o ia și eu în spatele lui țineam cu un deget de plasă. Și m-am dus după el până, până a intrat în casă. O dat-o jos, obosit și s-a uitat la mine și o zis, zice, ai văzut că am putut. Și am zis, am văzut. Dar nu râdeți, frații mei, că așa suntem și noi. Totul e a meu, jobul meu, familia mea, casa mea, totul e a nostru. Dar de fapt e acolo un deget care ține. E degetul ăla care o recunoscut faraon cu slujitorii lui. O zis, aici e minune. Aici e degetul lui Dumnezeu. Ai venit în America și poate ai avut analize de cancer. Și-o trecut și ești în casa lui Dumnezeu. Atât ai lauzi pe doctori, atât a dai numărul de telefon la, la unul și la altul, ce doctor bun a avut. Dar n-ai vrea în seara asta să faci ce a făcut faraon, să zic aici ai mână, să zic aici ai dumnezeiască. Aici Dumnezeu nu mă pune să laud pe medicul din China, din uh, Mexic sau pe unde vă mai tratați dumneavoastră. Aici e un deget care ține plasa. Aici e un deget care ține casa. Aici e un deget care ține sănătatea ta și binecuvântarea. Arată întotdeauna puterea lui Dumnezeu. O zis Ilie în capitolul 18, capitolul biruinței, când s-au rugat la pe muntele Carmel, o zis, Doamne, am o singură dorință, fă să se cunoască că Tu ești Dumnezeu. O zis, Doamne, să mă cunoască frații și pe mine, să nu mă confunde, să nu zică... O zis, nu, nu, singurul lucru care contează în biruință, e să se vadă că El e Dumnezeu. Când spui, bă, dar toți, vă dau un exemplu cu un frate de din America. În perioada de pandemie, de, de pandemie, de criză economică, 2018, 2012, 2008, 2012, l-am întâlnit pe omul acesta, au zis că niciodată nu i mers mai bine în America de cum i-a mers în perioada de criză. O zis, tăți vindeau, eu cumpăram zice, tăți erau fără bani, eu aveam bani. Vindeam, construiam și vindeam în continuu. Un om în vârstă. Și am zis, dar cum așa? Zice, frate, n-am știut că vine criza, n-am știut nimic, dintr-o dată știți cum a fost. Unii aveți rând din perioada aceea. Dar omul ăsta a zis așa, zice, eu n-am știut ce se întâmplă, dar Dumnezeu mi-a portat de grijă. Și zice, am mers cea mai bună perioadă în America, am avut o în perioadă de, de criză. Și zic, cum? O zi zice, eu știu că am făcut ceva în trecut. Și am zis ce? O zi zice, nu a fost dată în care Dumnezeu să aibă nevoie de mine și eu să-i spun nu pot. Nu a fost niciodată să aibă Dumnezeu nevoie de buzunarul meu și eu să spun n-am nimic, nu pot. Nu pot, luna asta e în criză. Luna asta e. Nu a fost strângere pentru orfan și pentru văduvă și inima mea să nu se deschidă. Întotdeauna, niciodată nu l-am refuzat pe Dumnezeu pentru că am știu că e degetul lui care ține plasa. Și zice, fără să știu ce va urma. Zice, când a venit perioada de criză, toți erau la pământ, prăbușiți. Eu vindeam, construiam și te vindeam. De ce? Pentru că am știu ce să fac. Am știut ce să fac când Dumnezeu a avut nevoie de mine. De multe ori ne întrebăm, Doamne, de ce m-ai lăsat? Dar aduți aminte de câte ori a avut nevoie Dumnezeu și l-ai lăsat tu. Și l a apelat la altul. Și noi spunem, frate, ai bine cuvântat! Păi dar uită-te și ce-au făcut. Uită-te lucrurile care tu nu le știi. Dar el le-a făcut la timpul care... Că degeaba îl ajuți pe om când nu mai are nevoie. Degeaba îi înmulțești un de lemn când îi burta plină. Degeaba, că nu mai are rost. Degeaba când îți merge bine, crapă cămașa pe tine și nu dai mâna cu nimeni. Că vine vremea de criză. Că toți am spus că trecem prin astea două perioade. Perioada de biruință, și a doua perioadă prin care o trecut Iliu a fost perioada de prăbușire. Toți avem situații din acestea. Dar să țineți minte, al treilea lucru, la, 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 primul aspect. Când e vorba de biruință, întotdeauna în biruință trebuie să se vadă puterea lui Dumnezeu. Întotdeauna, mi-a scris un frate, o zis, frate Dani, nu știu cum mi-a scris, sunteți norocos că sunteți în America. Și am zis, nu-s norocos, mi-a făcut Dumnezeu un mare har. Un mare har. Să am viză să vizitez. N-am, vin dintr-o, și o să vă zic la final, vin dintr-o familie săracă, am fost mulți copii și am fost năcăjeți. Și Dumnezeu din copilărie mi-a vorbit și a spus, te voi trimite unde nu te-ai gândit niciodată că vei ajunge. Și am zis, păi eu, nu, eu aveam frică de avion, dar cum să pleci? Că mi-e frică de avion. Dar Dumnezeu a lucrat la toate lucrurile. De ce? Că atunci când Dumnezeu are un plan, Dumnezeu duce la îndeplinire, slăvit să fie numele Domnului. A doua perioadă, mai are, Ilie a doua perioadă în viața lui. Știți ce perioadă este? Perioada de prăbușire. Are și perioade de prăbușire. Asta nu ne-o dorim. Nu așteptăm, nu o căutăm. Nu căutăm perioada de dezamăgire puternică. Și Ilie ca slujitor. Că tu te uiți și zici, oh, Păi ăștia n-au, ăștia predică, ăștia n-au probleme. Dacă ai sta cu noi, numai nu vi le arătăm. Dar avem și noi nopți nedormite, poate mai multe ca dumneavoastră. Avem perioade, numai aici trebuie să ne arătăm. Aici trebuie să arătăm ca să vă putem ridica pe dumneavoastră. Dar avem momente ca Ilie, când singur, în peșteră, prăbușit. Ai avut și tu perioade din asta? Ești într-o perioadă în vremea aceasta de prăbușire? Știți că perioada de prăbușire nu dorește nimeni, e o perioadă în care am vrea să fugim, să fim izolați. Spunea cineva că orice urcuș are și coborâș. O zis un, un alpinist, o zis, mie nu mi frică de urcare, mie mi-e frică de coborâre toți în viață avem perioada aceasta, când trebuie să coborăm, când trebuie să ne, să ne prăbușim. Ne-ar place foarte mult să vorbim numai din Psalmul 84. Ei merg din putere în putere. Dar știți ce zice la început? Când străbat aceștia, valea plângerii. Nu poți merge din putere în putere fără să fi trecut prin valea plângerii. Acolo se capătă puterea, acolo te, te îmbărbătezi, acolo înveți să plângi înaintea lui Dumnezeu, acolo ai puterea să transformi valea plângerii într-un loc plin de, de izvoare. Dacă tu treci prin vale și nu trece valea prin tine, atunci ai puterea să, să transformi valea într-un loc plin de izvoare. Vedem și la Ilie că a avut perioada aceasta de dezamăgire, vedem omul mare al lui Dumnezeu care biruiește într-o singură zi 450 de bărbați îi omoară. Și nu erau așa ca mine de statură. Or fi fost și mai puternici. Or fi fost și mai soliți. Și nu s au temut de niciunul. Și vine dintr-o dată o femeie. Tineri dragi, mă ascultați? Fetelor, băieți, ascultați ce vă zic. Izabela a fost mai puternică decât 450 de bărbați. Înțelegi de ce e neva așa? De ce? Că eu, așa e nativ, din naștere. Eu dat Dumnezeu puterea asta. Nici măcar nu s-a întâlnit cu Ilie, nu mi-a transmis vorbă. Tu o să pățești? În momentul ăla totul se prăbușește. Știi cât de repede ajungi de pe munte în vale? Cu un singur telefon. De acasă, din România, de la familia ta, de la copiii tăi din alt stat, medicul de familie sau medicul de la spital te sună și de pe vârful muntelui de unde ești, te aduce jos în vale și îți spune să vii de urgență. Să vii de urgență că s-a întâmplat ceva la ultimile analize în și totul, nu mai contează cât ai în con, nu mai contează că tu ai bilete de mers în, în, în uh, Cancun sau pe unde mai mergi, nu? Nu mai contează nimic când ajungi în vale. Nu mai contează nimic. Vedem uh, valea aceasta întotdeauna când vine Încearcă să ne fure ce avem mai de valoare. Peștera aceasta în care a intrat Ilie, situația de dezamăgire, i a luat toate binecuvântările. Știți ce i-o luat la Ilie? Primul lucru, i luat trecutul. Zice cuvântul Domnului, versetul 5, că Ilie a adormit. Nu se mai gândea la trecut. Îs oameni care-s prăbușiți și nu le mai poți vorbi de trecut nimic. Îi spui, mă omule, tu ai, tu ai fost un om plin de putere. Tu ai fost un om al rugăciunii. Ai fost nelipsit de la... N -n, frate, nu vorbim de asta. Te rog, aia a fost o perioadă, încheiem. Uitați-vă, zice cuvântul Domnului, s-a culcat și a adormit sub un ienupăr. De ce? Că întotdeauna peștera, prăbușirea, dezamăgirea vrea să-ți ia binecuvântările trecutului. De câte ori nu te-ai gândit ce om plin de putere ai fost în țară? Ce om al rugăciunii ai fost? Ce om binecuvântat ai fost? Dar astăzi cum ești? Asta e ce a dormit. Toți sunt la fel, frate. Toți merg pe, pe același calapod. Ilie ajunge să doarmă, pentru că diavolul întotdeauna te adorme ca să nu mai ai legătură cu trecutul. Să uiți Dumnezeul care... De ce în cele 10 porunci vine și Domnul și spune încă de la început? Aduți aminte că eu sunt Dumnezeu, adu-ți aminte, nu uita da trecutul! Nu uita cum plângeai și te rugai să te scoată Dumnezeu din garzoniera aia mărâtă. Nu uita rugăciunile care le-ai avut și ai zis, Doamne, să, să, am și eu un pic de belșug, să pot să-mi cresc copii. Și ai uitat, acum mai scap câte o înjurătură. Acum mai scapi în engleză, nu? Că acum știi două limbi, și româna și engleză. Și ai uitat, de ce? Că diavolul te-a prăbușit într-un moment sensibil, într-un moment delicat a vieții tale și ți-o luat legătura cu trecutul, cu Dumnezeul care ți-a fost mână de ajutor în trecut. Întotdeauna dezamăgirea va vrea să-ți ia trecutul. Eu luat la Ilie trecutul. Vine Ilie uh, și îi spune, nu sunt mai bun decât părinții mei. Păi da, de ce? Păi tata o fumat, o băut și uite că n-are atâtea necazuri câte le am eu. Eu m-am pus la dispoziția ta. Eu am lucrat pentru tine. Și uite câte necazuri au venit peste mine. O zis, nu sunt mai bun decât părinții mei. Ce folos că eu eu n-am mers în lume, dar uite de câte necazuri. Uite că tata o băut 30 de ani și nu a avut ciroză la ficat. Și eu am cancer. Uite că mama a fost o fumătoare, a fost orbăută băut amândoi. Asta vine Ilie și spune, nu sunt mai bun ca părinții mei. Ei măcar și au trăit viața asta și nu au avut atât necazuri câte le am eu. De ce? Diavolul vine cu situația asta ca să-ți ia legătura cu Dumnezeul care a fost ajutor pentru tine în trecut. Ilie a doarme. 2. Diavolul, întotdeauna, în momentele de prăbușire, va veni să-ți ia prezentul. Vine să-ți ia prezentul, zice versetul 5 și versetul 6. S-a culcat și a adormit sub ienupăr și iată că l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. De ce? Prezentul lui Ilie era flămând. Păi nu-l scula dacă era. Frate, eu mă pot pocăi și acasă. Aveți din ăștia. Noi avem în România. Nu mai vin la biserica voastră. De ce? Mă pot pocăi și acasă. Știi ce faci acasă? Ești flământ spiritual și dor sub ienupăr. Și stai numai și le bași de vină. Da, că eu trebuia să fiu în biserică, eu trebuia să fiu un comite, eu trebuia să fiu. Dar prezentul ți-i flământ. de au venit îngerul și o zis, Ilie, tu ai o problemă. Prezentul tău e nehrănit. Tu te hrănești numai din ce ai alimentat, nu mai merg la biserică. Eu cu copiii mei, noi suntem 10, putem să ținem biserica acasă. Ascultă-mă, biserica nu e perfectă, dar un cărbune când l-ai scos din jăratic, ăla se stinge. Oricât îi de grozav, ăla se stinge că nu mai are pe lângă el. De aceea vă spun, nu sunteți perfecți și nu suntem perfecți, dar locul unde ne strângem și ne înflăcărăm pentru Dumnezeu. Domnul vede că prezentul lui e la pământ, e fără energie, Bagă de vină, dar bagă de vină din cauza lui, nu din cauza Domnului. nu zice ca român, așa m-a îngăduit Dumnezeu. Nu, nu. Uitați-vă, Ilie ia o decizie, nu-l pune Dumnezeu să ia decizia aceasta, ajunge singur, dar el nu a fost singur, versetul 3. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața, Și auziți acum. A ajuns la Berșeba care ține de Iuda, și ce au făcut? Și-au lăsat slujitorul acolo. Și acum te plângi că ești singur. Acu te plângi, nu mă mai bag în seamă. Mă, dai ai venit cu tinerii ăștia în față. Nu că sunt în față, dar nu te-a pus nimeni să-i testeze. Nu că sfățarnici, nu că se dau mari. Mă, dar tu l-ai lăsat pe slujitor acolo. Tu ai spus că nu mai ai nevoie de corul de tine. Tu ai spus că nu mai vrei să vii la fanfară. Acum de ce dai vina că ești singur? Nu cumva suntem și noi ăștia? Băgăm de vină în continuu, că ăla nu-i bun, că ăla nu-i bun, în continuu băgăm de vină. Și uite că Ilie ajunge singur, ajunge depresiv, băi, eu nu mai am niciun prieten în biserica asta, ăștia nu mai sunt frați, nu dă nimeni mâna cu mine. Păi cum să dea dacă nu vii la adunare? Nu? Online nu se poate da mână. Pe WhatsApp să mai trimit frații așa cât eu, dar aia nu-i dat mâna. Le-ați numai povești, le-ați numai emoticoane, nu? Diavolul întotdeauna va veni să-ți ia, să ia prezentul. La prezent ești fără vlagă, dar bași de vină. Păi da, uită-te în trecutul tău. De cine te-ai despărțit? Te-ai despărțit de grupul tău de rugăciune? Te-ai despărțit de frații cu care ai slujit? Te-ai despărțit? O o, lucrare, o, o chestie sensibilă. Te-au făcut să te desparți de ei. Nu te mai poți uni cu, cu grupul tău de închinare? Spunea Richard Wurbrand, citeam în una din cărțile lui, o zis la un moment dat așa, broasca, știți că, acum nu știu tinerii vor dacă știe, știu ce înseamnă o răcăie, felul cum face broasca, sunetele care le scoate, știți unde o răcăie broasca? Nu mă Baltă. Și zicea Richard Wurbrand, ia broasca și aruncă în râu, aruncă în Mississippi, da? Ca ce trece nu departe de dumneavoastră. Să vezi dacă o răcă e vreo broască. Știți că niciuna. De ce? Că n-au vreme. Dau din, din mâini și din picioare. De ce? Să-și salveze viața, domne. Dar dacă e în baltă, stă liniștită, soarele pe ea, mâncată bine, stă numai să hodină și -o bagă de vină. Când la unul, când la altul. Dar ia, domne, aruncă-l în apă. Ia dă-i pe, pe râu cu, cu el. Aveți din ăștia pacia. bagă domne, frate, că... Pune la, pune la acolo să tremure. Pune-l acolo să vină frânta acasă. Să vezi că nu mai bagă de vină. Să vezi că nu mai bagă de vină. Mai e un lucru, al treilea lucru. Diavolul întotdeauna vrea să-ți ia trecutul, vrea să-ți ia prezentul și zice mai vrea să-ți ia, în al treilea rând, vrea să-ți ia viitorul. Întotdeauna diavolul vrea să-ți ia, să ia viitorul și vă spun în seara aceasta, vine Ilie și spune așa lui Dumnezeu, destul își permite Ilie la un moment dat, el care a fost omul care a trăit în ascultare, își permite la un moment dat să-i spună lui Dumnezeu destul. Zice, vreau să mor. Stai mă, Ilie, un pic, tu, tu ești, da, supărat, eu nu mai... De câte ori în necaz, frații mei, nu ridicați mâna, dar de câte ori n-am zis în necazuri, ar vrea să mor. Ar vrea să mor. Așa ai că ai zis. Ai zis, Doamne, nu mai vreau să trăiesc, nu mai văd, ușa de ieșit din peștera asta. Nu mai văd ușa de ieșit din ecazul ăsta. Copilul te-a făcut să intri în peșteră, soțul, soția, copiii, neamurile din țară și așa mai departe. Putem da cazuri la infinit. Și ai zis înaintea lui Dumnezeu, nu mai vreau să trăiesc. Au venit Ilie și au zis, destul, totul e negru. Măi, Ilie, dar nu se gata aici. Nu se gata aici. Nu, nu mai vreau, nu mai vreau să, să, să trăiesc. Nu mai vreau, îți gata. Câți din tineri, știți că tineri în România, nu știu în America, e o statistică, nu vreau să vă dau cifra inexactă, e o statistică, dar și în biserică, sunt tineri care au cocheta cu moartea. Noi la tineret chiar m-am gândit, Nu am ținut niciun studiu despre sinucidere, dar știți că sunt tineri, chiar la o, la, o, la o tabără de tineret, anul ăsta au venit un tânăr, 16 ani, nu știu de câte ori au zis că au vrut să-și să pună capăt zilelor. La 16 ani. Știți că depresia, tristețea, amărăciunea vine în momente sensibile ale vieții. Când ești sensibil, ispita vine în moment când ești sensibil. Nu vine când ești sătul. La Domnul Iisus știți când a venit? Când era flământ. Te așteaptă, ispita e exact ca haina, pe măsura ta, pe nevoia ta. Îți plac banii, ești om de bani, cu banul vine. Ești om care îți place să fii pedant mai ceva ca o doamnă, cu ispita sexuală vine. Îți place, deci el îi, tu îi dai materialul și diavolul lucră cu materialul clientului. Ce material îi dai? Cu ăla lucră, el îți face exact pe măsură. O venit la Ilie în momente de tristețe. Știi cu ce au venit? Cu moartea. O zis, gata, vreau să mor. Păi băi Ilie, tu așa crezi că... Știi ce au zis? Vreau să mor aici în peșteră. Și au zis, domnul, dar tu nu mori în peșteră, Ilie. Să-ți găsească oasele după 2 ani. Dar eu nu fac așa cu tine, Ilie. Păi eu te-am folosit la mod puternic. Și tu crezi că eu îmi las slujitorul să moară așa? Au zis, nu. Știți cum a murit Ilie? Ilie nu a murit. Nu. Ilie nu a murit. L-a înălțat Dumnezeu pe păi un om depresiv. Un om care a trecut prin perioade din asta când a zis, vreau să mor. Și eu zis Dumnezeu când a ajuns în cer? Ilie, nu vezi cum o trebuie să ai tu final. De câte ori n-am avut și noi momente de amărăciune? Și Dumnezeu a zis, după norul ăsta, Așa cum au scris, cum au scris omul lui Dumnezeu Nicolae Moldovianu cântarea, nu norul este veșnic, ci soarele e acel, ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Amen. Și ultima strofă la cântarea asta spune, și dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău, ci totul se va întoarce spre un și mai bine al tău. Uitați-vă cum face Domnul cu Ilie de-l ridică din starea asta. Nu face o minune, noi cerem minuni din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face o minune în dreptul lui Ilie. Știi ce face? Îi reactivează trecutul, ce-o pierdut îl pune să caute. Îi spune, du-te și întoarce-te. Vine cuvântul Domnului, versetul 15, du-te și întoarce-te pe drumul tău. Unde? Asta e rezolvarea să mă duc înapoi. Da, înapoi la biserică. Înapoi cu frații. Doamne, eu nu mă duc. Ilie, vrei vindecare? Da. Nu, asculți rețeta. Te duci înapoi. Păi, dar mi rușine, n-am fost de trei ani la repetiție. N-am fost de 2 ani la biserică. Mi-e rușine să mai vin la biserică. Păi tu ai plecat, nu te-a împins nimeni. Nu te-a tras nimeni din biserică. Tu ai plecat. Suporți consecința, dar trebuie să te duci înapoi. Vedeți că Dumnezeu nu face lucruri miraculoase. O trecut vântul, o trecut focul cu tremurul și nu l-au mișcat pe Ilie. Știți ce l-au mișcat? Susurul blând. Când a venit Domnul la gura peștere, l-au mișcat pe Ilie. Și Domnul pune, îi reactivează trecutul, îi spune întoarce-te, îi reactivează și prezentul, îi spune te duci și ungi la timpul prezent. Uitați-vă, Domnul îi spune lui Ilie, Ilie, eu te folosesc la timpul prezent. Te-am scos din peșteră și eu te folosesc. Am plan de binecuvântare, mai e de lucru, nu-i de moarte, nu-i de gătat viața, mai e de lucru, te duci și ungi. Vedeți cum face Dumnezeu? E vine și îi spune, te duci instrumentul, te duci la cântare, Doamne, dar eu nu mai știu nici gamele. Te duci ei că le, le, înveți înapoi. Te duci și ungi. În, în locul tău, unci în locul altul. Vedeți cum face? Dumnezeu uh, uh, redirecționează să repare lucruri din trecut. Te duci înapoi, înapoi te întorci. De unde ai căzut? O zis Domnul în Apocalipsa. Adus aminte de unde ai căzut. Nu e al drum, ci te întorci înapoi. În, în locul de unde ai căzut. În al doilea rând, Domnul îi reactivează prezentul. Îi zice, te duci și ungi. Și în al treilea rând, îi reactivează viitorul și îi spune, voi lăsa la lucrarea ta în viitor, la ceea ce s-a întâmplat în viața ta, eu am viitor. Pentru că Dumnezeu este Cel care îi aduce vindecarea. Știți cum îi aduce vindecarea lui Ilie? De depresie, de amărăciune. Domnul îl și vindecă, Domnul se poartă bine cu el. Zice versetul 5, o veni și l atins un înger. Păi la unul care nu mai vine la adunare, care e peșteră, care Păi nu m-a atins, nu-i trebuie. Știi cum trebuie? Se zice în România, scutura trebuie. Să-i vină mintea la cap. Să-i vină mintea la cap, să... Să-și să bage mințile în cap, că ne-au făcut de răs. Vine îngerul, pune domnul pe înger, te duci și îl trezești încet. Să nu se sperie. Te duci și îl trezești încet. Nu știu, poate aveți tineri răzlezi din ăștia, rebeli. Știi ce trebuie să faci? Nu să mergi să l pozezi că fumează. Du-te-i de gât și spune, hai că am nevoie de tine în fanfară. Hai că am nevoie de tine la cor. Hai că am nevoie de tine. Du-te mișcă-l încet. Nu-l trezi tu, lasă-l că se trezește el. Tu du-te mă mișcă-l încet. Atinge-l numai, zice îngerul l-a atins. Și a spus, hai că lași și țigare. Hai că nu te spun la nimeni, rămâne numai între noi. Dar lasă-le, ușor trebuie să le lași. Știi că sunt tineri la noi, în biserică și în alte biserici. Tineri care poate ori cânta la un instrument, dar dirijorul nu le-a zis nimic, nu i-a o știu, tot fost numai între ei doi, o zi, știu că fumez. Dar nu cumva să nu vii la adunare, vin apoi. Și știți că sunt întors la Dumnezeu, sunt căsătoriți, sunt în casa lui Dumnezeu. De ce? Că Dumnezeu aduce vindecare. Dumnezeu este cel care vindecă. O zis că eu adus, eu l-o purtat bine, l-o atins, eu făcut cinste. Știți ce înseamnă să faci cinste? Când zicea în România, hai că fac cinste. Și ce înseamnă? Plătește el. Mâncarea și apa au fost plătite de Dumnezeu. O zice și mănâncă, eu plătesc. Elie, refacem legătura. Eu plătesc, să o purta bine, Domnul cu el. În al doilea rând, Domnul îi vorbește blând. Îi vorbește blând. Iliu a avut puterea să iasă numai când auzi auzit susurul. Când auzi auzit susurul, o știu că-i Domnul. O știu că-i Domnul. Îs unii care vin și spun, frate, eu sunt tăios, eu dau hrană tare. Eu de aia, mie de -aia mi-e frică. Aia care nu știu să te șic la tine și clatine și i-a dau numai hrană. Păi zice că Domnul i vorbi blând, o trimis susurul. Îți unii ca tunetul, alții ca focul, alții ca și cu tremurul. Dar nu te scoate din peșteră. Uitați-vă la oamenii care au fost duri, în țară sau în America. Cât rezultat au avut în urma lor? Nimic. El nu mă trăznete, nu a moarte, nu mă sicrie, nu boli incurabile. Cât s-au Nici Niciunul. Dar uite-te la ăla care a fost trimis de Dumnezeu. hai, eu știu. Hai, hai cu noi. Hai să Eu vorbi blând. Știți ce a făcut? Din pricina susurului blând. Sunt toți la Dumnezeu. O ieși din peșteră. Pentru că sunt momente când Dumnezeu nu te scoate din peșteră, trebuie să ieși tu. Dacă simți susurul blând, tu trebuie să ieși din peșteră. Tu trebuie să vii tu lângă Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care te binecuvintează. Și Domnul mai face ceva cu Ilie. Ultimul gând. Știi ce face Domnul? Îl cheamă iubitor. Îl cheamă Domnul iubitor. O zis Ilie, știu că ești întristat. Ca asta e lucrarea lui Dumnezeu. Parcă sunt mai multe lacrime decât zâmbete. Acum voi în America, sau americanii, nu voi, că voi sunteți români. Au zâmbetul ăla pregătit pentru orice. Îi arde casa, cum ești, fain, fain. Nu? Îi zâmbetul ăla american. Nu l-ați moștenit dumneavoastră, ați rămas tot cu zâmbetul românesc, nu? Ne-ar place să arătăm numai zâmbetul american. Dar știți că perinile noastre, de multe ori ca lui Ilie, le mai bagă la spălat, nu mai iasă, din cauza lacrimilor care se varsă. Niciodată Dumnezeu nu o da cu piciorul în Ilie să spună, nu mai am nevoie de tine, mă, nu mai am nevoie. Păi ce, tu ești depresiv, mă, tu, ești, tu plângi, știi? Am învățat să fim foarte duri. Am, lumea e dură, noi trebuie să fim și noi duri, că te calcă în picioare. știi ce o zis Domnul Iisus? Învățați de la mine, Căci eu sunt blând și smerit, și smerit cu inimă. Nu au zis, de l pe copil la box, că mere la școală, nu, nu se bate, numai să apără. Arătați-mă la care au făcut box de mic, arătați-l la maturitate. Să vedem dacă nu s-au apărat în viață. S-au ajuns prin pușcărie, au ajuns cu droguri. Nu, îl înveți numai să se apere, Dar diavolul îl învață și să se atace. Au venit Domnul și au zis, dacă vrei să semeni pe mine, învață de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Vreau să cântăm o cântare cu fanfara și cu grupul vostru aci pregătit. Au pregătit o cântare care o, au cântat-o când am intrat în biserică și au mai cântat-o de mai multe ori, dar mie mi unge sufletul. Cântarea aceasta vorbește de durere și vorbește din partea lui Dumnezeu, fiul meu, nu te teme. Nu te teme, poate ești într-o perioadă în care ești de multă vreme în peșteră. Ai dezastru în casa ta, poate te căsătorit cu Izabela, sau poate ești căsătorită cu un ahab, poate ai numai necazuri și probleme, poate boala o bătut la ușă, bărbatul tău a început să se îndepărteze de tine, poate ești singură cu un certificat de divorț în mână. Îți spun ceva, Domnul îți spune în seara asta, nu te teme, că aici e degetul lui Dumnezeu, e un deget care te ajută, e o mână care te ridică, e un susurblând care te cheamă, N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, mai întinde masa și pentru mine. Mai întinde, Doamne, și întinde-ți bunătatea peste mine. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Rafa, pregătiți să cântăm cântarea aceasta. Și-ar vrea dacă simți să plângi la cântarea asta, să nu-ți fie rușine. Să nu-ți fie rușine să plângi, să cânt, să ridici mâna. Nu știu ce, ce simți și ce vei simți din partea lui Dumnezeu. Dacă cântarea spune, astăzi îți spun, Fiul meu, nu te teme. Nu te teme, cântă în seara aceasta, e o cântare cunoscută, că Domnul este Cel care are viitor pentru tine. Amen. Domnul este Cel care poate aduce eliberare sufletului tău. Domnul te poate ridica din peștera dezamăgirii, acolo unde totul e sumbru, unde e totul moarte, nu mai vezi nimic, în spate. În seara asta Domnul se poate atinge de tine. Slăvit să fie numele Domnului!